De unde, Adina? Din București. Din București. Marcus. Da, m-am uitat prima dată, am văzut Marcus. Marcus. Toată lumea mai greșește. Marcus. Ce faci, Marcus? Cu ce te ocupi? Bine, am câteva afaceri pe care le administrez. Câți ani ai? 25. Oleu! Bun venit, Liviu! Mulțumesc! Emoții! Salut! Să rămână Elena! Bună ziua! De unde, Elena? București. Cu ce te ocupi? Agent vânzări. Agent vânzări. Marcus, hai să-mi povestești despre afacerile tale. Bun venit! Bine v-am găsit! 25 de ani? 25 de ani. Și deja... Spre 26. Și deja gestionezi afaceri? Da, nu e mare lucru. Dar zi-mi, ce e afacerea? Un business care să reprezinte proprietarii în închirierea apartamentelor lor în regim hotelier, adică administrare imobiliară. Ce tare! Pentru că am plecat din domeniul imobiliar și am găsit o clădire care chiar mi-a plăcut foarte mult și cu care am rezonat, să zic așa. Și am decis să o închiriez pentru mine, pentru a o Ai transformat-o fructifica. În hotel? Cum nu, era deja hotel, era însă hotel, proprietarul care mi-a devenit prieten nu era mulțumit de vechiul management. Să Excelent. Spunem. Citesc în CV-ul tău, în biografia ta, că vrei, fiți atenți aici, Elena, vrei să te faci primar? Nu vreau să mă fac primar, vreau ca cetățenii sectorului să mă facă primar. Eu doar pot candida în numele la și al dumnealor. În București, nu? În București, sectorul 1. Nu știu dacă te fac și... Vorbești serios că vrei să candidezi la primăria sectorului? Degetovic. Da? Da. Eu pentru politicieni am un alt deget, da? Poate pentru mine da. Găsiți dar un altul decât. Dar lasă-l și pe ăsta. Și eu la fel. În clipa în care o să candidezi, o să-ți depui când o fi să fie, da. Știi ce vor face adversarii tăi? Vor lua pasaje din emisiunea asta. 100%. Îl vedeți pe acest candidat, Marcus? Ia da. Uitați cum a răspuns el la întrebarea lui Negru. Ești pregătit? Vedem. Începem. Începem. Știi ce o să spună? Păi omul ăla, puștiu, nici măcar nu știa cum se numește aparatul de bucătărie care absorbe mirosurile neplăcute. Cum să candideze el dacă nu știe atâta lucru? Hotă. Hotă. Bravo, domnule primar. Hotă. Perfect. Aș spune, domnule aspirant. Aspirant. Pentru că... Care aspiră mirosurile neplăcute, știu. Marcus. Vă rog. Singura cifră nulă. Zero. Care? Zero. Zero, Marcus. Perfect. 10 secunde. 800 de lei. Bun început. Perfect. Asta ar fi o zi de hotel, ca să nu mai faceți prea bogat. 800, da? Cam între 800 și 1050. Atâta vine pe o zi? Da. Chiria e 70% din tot ce fac, așa deci că nu așa, 16.000 de lei. Lasă că e bun. Începutul e bun. Începuturile Marcus. Contează. E ca la noi, la emisiune. Cum am început și noi acum. Îți dau o definiție. Sigur. Care... Te trimite cu gândul la... Citești, Marcus, la literatură? Sigur. Citești? Sigur. Gata, ai răspunsul. Copac din livada lui Cehov. Cehov. Nu mai există dus întors. Nu mai cere litere. Cehov... Nu cer litere. A scris piesa asta de teatru cu vreo 6 luni înainte de a muri. Cehov. Copac din... Îți dau o literă. Dați-mi o literă. Are... Cehov... E din 5 litere, din fructele astea facem dulceață, facem siropuri. Știi? Așa e, dar sunt multe fructe care fac dulceață. Mai dați-mi o literă. Mai o literă. Fratele cireșului, omule. Marcus. Vișin. Vișin. Livada lui Cehov. Livada cu vișin. Mă gândeam că începem cu literatura română. E una din cele mai cunoscute piese de teatru din istoria lumii. Marcus. Baloane îmblânzite de fotbaliști sau tenismeni? Mingi. Cum? Mingi. Îmi place pluralul ăsta, bravo, omule, corect. Sunt microbist, cu tenis sunt mai puțin. Da, fii atent, sunt mulți, Adina, Liviu, sunt mulți care spun mingi. Nu. Ați auzit astea? Da. Gen mingi. Nu e mingi. Nu, mingi. E mingi, corect. Puștule, da. Bravo, mingi. Nu știu dacă corect. Mai sunt puși, totuși. Cât? 20? 25 spre 26. Liviu, uite, 25. Cât ai, Liviu? 53. 53. Îi spun lui Liviu Puști. Marcus. S-ar bucura, probabil. 600 de lei. 600, Marcus. 600 de lei. Aș însuși și a prezenta anumite scrieri drept creație proprie. Dacă o iei pe logică, descoperi cuvântul, crede-mă. Da, nu e plagiat că nu intră.
din nu, e a, e verb. A merge, a face, da. A cânta, a... A plagia. A plagia! Asta e, e plagiat, corect. Da. Știi, când anumite scrieri idei, le-ai plagiat. E la mod asta cu tot. Nu pentru mine. Marcus. Da. Piese vestimentare care absorbă apa. Domnule primar, piesele vestimentare. Da, fashion-ul n-a fost niciodată un punct foarte. Asta, fashion-ul. Sunt niște articole de alea de casă sau de lucru, comode, practice. Îți dau o literă. Dați-mi două litere. Una. Așa. Mai vrei una? Încă una. Ai încă una. Deci pauza... Sunt fabricate din diverse materiale, așa, din... absorb apa. Așa. Mergi la baie? Mergi la baie? Da. Nu, nu la baie, mă, la toaletă, la, da. Doamne iartă-mă. Nu, la baie, la not. La piscină, da. La piscină, da. Dar nu e short și nu e nici slip. Mai dați-mi o literă să nu pierdem timpul. Poate să fie de baie, poate să fie... Poate să fie și medicinale, și medicii le poartă. Oprim timpul. Avem de câștigat 300 de lei din cuvântul ăsta și crede-mă că e foarte ușor. Da, nu e salopete. Nu, știi, capotul e sinonimul la capot. Capoate. Da. Sinonimul. Doamne iartă-mă, cât e, cât e, cât e? Cât e ăsta? Cât e? Dar n-ai prins reclama aia. Nu, n-a prins-o. Ăștia mici au... Dincolo era mai ieftin asta. Cât e? Îl pierdem, că nu vine. Măi, fabricate din... Au un cordon, așa, au un cordon. Da, nu e slip, nu e... Halate. Așa-i? Halate, mă. Halatul absorbe apa? Absorbe apa, da. Păi nu? Halatul, știi? E făcut de ăla pufos, îl iei, absorbe, nu? Halatul. Nu știu, eu dau cu prosopul și s-a dus instant. Ce? Cine a luat halatul? Mâna sus. Ia uite, uite-te în spate. Toți. Cel mai fraier e cu dumneavoastră. Marcus, cel mai fraier la masă. Nu, nu e deloc. Nu știu, vedem. Sunt emoțiile astea. Dar nu, e bine. Nu sunt emoții, nu știam, adică știam cuvântul halat, dar nu... Halat. 7 litere. Tulburarea somnului care împiedică odihna profundă. Insomnie. Vezi că e din 8? Da, e din 8 și eu am pus 7. Okay. Și ăsta e din 7. Deci împiedică odihna. E un zgomot involuntar produs de corp, Marcus. Zgomot involuntar. Sfărăit. Cum? Sfărăit. Bravo, omule. Bun. Sfărăit. 2600 de lei. Perfect. Nu știu dacă e perfect. Fii atent. Mai am 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10 și 1 din 7, deci... Hai! Îl spun, da? Vă rog! Broșuri personalizate, domnule Marcus. Fratele meu se ocupă cu treaba asta. Cu colile alea îndoite de mai multe exact. Ori? Păi le zice într-un fel. Da, da, e prea... Alea sunt mape și e prea... Vă dau o literă. Dați-mi o literă. Tipăriturile alea făcute pentru promovare. Da. Tu gestionezi un hotel la 25 de ani. Sigur folosești așa ceva. Cel mai probabil nu. Încă o literă. Aveți recepție la hotelul ăla, Marcus? Nu, e cu self-check-in. E cu self, da, vine și... conțin, fii atent, broșurile astea conțin fotografii, conțin tot felul de informații. Încă o literă. Și încă o literă. Flyere, uite, ca să vorbim în englezismul ăla, flyere personalizate. Le zice într-un fel, Doamne, iartă-mă, 300 de lei, mai avem de câștigat flyerele alea. Da. Îl știi, Adina? Îl știi? Da, ăla e. Care ar fi un sinonim? Flyere, nu ți l-am zis. Mulțumesc. Fluturaș, uite, fluturaș de hârtie. Fluturaș de hârtie. Alea pe care ți le lasă în... Bravo! În cutia poștală ți le lasă. Le zice într-un fel. Da, nu sunt reclame. Le vezi aruncate pe scările blocului, peste tot. E plină lumea de ele. Se numesc... Pliante. Da, pliante. Știi? Știu ce e un pliant. Probabil pentru că nu le-am împărțit din cauza asta. Așa, Adina, le-a prins? L-a prins. 6 cuvinte mai am. Hai 6. Să le luăm pe astea. Hai să le luăm. Hai să le luăm, că dacă le luăm avem bani mulți. Marcus. Da. A se agăța cu disperare de ceva. Verb este. Verb la infinitiv. A se agăța cu disperare. Sau a se strădui din toate puterile să păstreze pe cineva, pe ceva. Îți dau o literă. Da, da, hai, da. O literă. A insista într-o situație. A se agăța de ceva. A se ar... A se...
de ți literă? Scai de ceva, te, bă, nu te mai... Se ține scai de o idee, de... Pierdem timpul. Ai zis că ești iubitor de sport, da, de fotbal. De fotbal. Nu-ți imaginezi câtă relație are cuvântul ăsta cu fotbalul. A se... Agăța cu disperare. Așa, de ceva. De ceva. A se... La fotbal, ghetele jucătorilor, ce legătură are cuvântul ăsta cu ghetele jucătorilor de la fotbal? Jucătorii fug de la fotbal și ca să nu alunece, au niște... Crampoane. Dar cum e? Băi, nu te mai crampona, deci a se crampona. E, acum să nu mai ratăm nimic. Încercăm, depinde. Acum nu mai ratăm nimic. Ești fan de Trump, am văzut. Da. Candidează? Nu se știe. O să candideze, o să câștige. Da. Știi că Trump a lansat povestea aia cu ce contează cel mai mult în imobiliare? Location, location, location. Bravo, omule. Trump a zis-o. Păi, uite aici. Location, location, location. Avem 1800 de lei. Hai. Cei numiți într-o funcție pe o perioadă nedeterminată. Angajația care ocupă un post permanent. Da. Știi? Sunt profesorii care dețin o catedră fixă. Titulari. Ăștia sunt, Marcus. Bravo. Am revenit. Fără litere, mi-a plăcut asta. Bun. Da, nu prea mai avem timp, trebuie să... Avem 29 de secunde. 20 și cât ai? 25. Ce vorbim noi de timp la 25 de ani? Contează cel mai mult, timpul e singura resursă pe care nu o avem, nu o putem cumpăra, nu o putem pierde cu... Bravo, Puști. ..persoane care nu ne servesc. Bravo. Marcus, 29 de secunde, tu știi să ți-l gestionezi. 29 de mulți cu de câte ori apăsăm butonul? Da, 4 cuvinte mai am pentru 4 tine. 4 cuvinte. 2 din 9, 2 adică 1800 10. De lei și 2 din 10, 2000 de lei, deci mult. Și okay, tu ai deja 2600 în portofel. Marcus, încep. Care este de curând pe piață. Cum e? Dacă adjectiv feminin. Dacă e de curând. Ai cu o literă, că trec secunde, da, ai dreptate. O literă și o literă. Și încă o literă. Adică n-a fost supusă unui procedeu de conservare. Da. Fii atent. Și mai simplu. Știi? Uite Adina cum îl știi. Sinonim? Foarte devreme scoasă pe piață, te duci eu... Pâinea abia scoasă din cuptor, dacă vrei sinonim. Nu știu dacă la pâine merge. Da, da, nu merge. Nu știu dacă merge la pâine. Salata verde abia tăiată din grădină. Proaspăt. Ia! Proaspătă. Proaspătă. Bravo. Merge și pâine. Pâinea proaspătă, rumenită, așa. Ăsta e un obiect. Da. Te anunț de acum. Obiect, da? Da, obiect. Ia-l din prima ca să iei 900 de lei. Hai. Și ca să și... Ții din astea 16 secunde. Din ultimele 16 secunde. Fii atent aici. Hai. Secure cu coadă scurtă. Ia-l din prima. Bravo. Secure cu coadă Mamă, scurtă. Mamă, mergi pe risc. În 25 de secunde mergi pe risc. Tăișul ăla fixat pe o bucată de lemn, ne zice într-un fel. Da, vine de la coasă, dar nu de este coasa. Coasă. Păi ce coasă? Coasa are o coadă lungă, da. Știi când ai cu coasă. Ăsta e folosită în trecut, putea să fie folosită ca armă de luptă, Marcus. Sabie. De, lasă că și aia e lungă de un durerei. Îți dau un sinonim, baltag. Topor. Bardă. Toporișcă. Bine. Că toporul are tot coada, știi? Da. Toporișca aia cu coada scurtă. Suntem la 2400 de lei. Da. În 14 secunde îți propun 2000 de lei. Hai, Marcus. Sigur. Cam 7 secunde pe cuvânt. În regulă. Încep, Marcus? Da, vă rog. Pentru 1000 de lei. Fii atent. Specializarea stomatologiei. E ramul aia... Îți dau o literă? Este medicină dentară, dar nu încape în... E ramura aia responsabilă cu estetica dentară, facială. S-a dus și Dorian Popa să-și facă... zice cu așa... Fațetă, Da. Îndreptarea și alinierea dinților. Ortodonție. Excelent, omule! În clipa în care spui cuvântul, chiar dacă tu zici nu e, sistemul ți-l ia și ți-l aruncă pe ecran. L-ai știut, Marius, așa? Ortodonția. Se plătește bine. Ne-am ratat cariera deja, nu se mai poate.
O știu din proprie experiență că e bine, nevastă mea, mă rog. Aveți soție, doctor? Și cu... Doctor dentist? Îți recomand să te căsătorești cu un... Ești căsătorit, nu, Marcus? Nu. Îți recomand un ortodont. Da? Tot doctorița căutam și eu. Marcus, crede-mă, ești pe drumul bun. Bravo. Credem. Bravo. Cum le așează Dumnezeu. Cum le așează. Da, și tu un pic trebuie să știi. Împreună. Nu căuta în zona asta de showbiz. Nu, niciodată, Doamne ferește. Măi, Marcus. Nu e din lemn ca și bătut. Știi de ce zic? Că idolul tău, domnul Trump, căuta tot în zona asta, bietul. Nu cred că a căutat tot în zona asta. Marla Maples și cu Ivana nu a fost. Bine, Marla a fost actriță, dar în Statele Unite, în anii 70, actorii erau considerați cumva higher class, mai elevați. S-au lipit față de cum ar fi acum. De bănuții lui s-au mai lipit. Marcus, nu neapărat. Că vorbeam de bănuți. Am un cuvânt de 1000 de lei. Hai. Ai 3400 și vreau să ne ducem la 4400. Hai, ar fi Marcus, frumos. Ăsta e foarte simplu. Îmi place cum bați. Îl spun? Vă rog. 1000 de lei. Sigur. Locuitor din țara fagilor. Secretul e ca tu să știi unde în România e țara fagilor. Literă. Făgărescian? Băi, mamă. Făgă. Țara fagilor. Din nemțește vine asta. Persoană dintr-o regiune istorică a României. Da. Auzi, împărțim regiunea istorică, ea României, da. Și noi o împărțim cu Ucraina. O să-l pierdem. Ce are Ucraina? O parte din Bucovina. Cum? Bucovinean! L-ai luat! Bravo, Cuscu! Bucovinean! Bucovinean! Bucheland în nemțește înseamnă țara fagilor. Știi, Bucovina, țara fagilor. Și de aici da, vine... Bucovinean. A fost în Imperiul Austro-Ungar ani de zile. Bucovinean! Bravo, omule! 4400, e bine, nu? Cred că aș fi putut mult mai mult. Marcus, da. Ascultă-mă să spun un lucru extrem de important. Vă rog, ochi și urechi. Când vei candida la primărie de sector în București, atunci când o să fie Puștule, da. Visul tău e ăsta, să faci treabă, că altfel te vor fugări alegătorii cu o secure din aia mică, știi cum îi zice? Toporișcă. Bravo, măi, Marcus. Sunt sigur că o să fie de acord cu ce vreau să implementez. Mulțumesc că ai fost cu noi, Marcus. Eu vă mulțumesc că m-ați primit.